doliu în televiziune și radio. Este vorba de Mark Pilgrim, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați prezentatori de radio și TV din Africa de Sud, legendarul om de radio, în vârstă de 53 de ani, a murit în locuința sa, vegheat de partenera sa de viață, Adrienne Watkins. În timpul bătăliei pe care a dus-o timp de un an cu cancerul pulmonar, Pilgrim a trecut prin momente extrem de grele și nu de puține ori a împărtășit pe rețelele de socializare experiențele dure care l-au marcat, scrie presa locală. Mark Pilgrim s-a născut pe 20 septembrie 1969, în Al Hallows, Regatul Unit. Recent Pilgrim a postat imagini în care, deși părea sănătos, arăta vizibil slăbit. La momentul decesului, cancerul avansase în stadiul 4, Pilgrim, care avea un master la Edinburgh School și o diplomă de licență în psihologie industrială și fost un cunoscut vorbitor motivațional,